toată lumea. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi plecăm undeva la drum lung, dacă deja ați văzut din clip unde vrem să mergem astăzi. Filmăm cu camera asta la altă, că GoPro nu l-am avut la îndemână și am luat camera asta. Sper să vadă cât de cât ok, să vadă frumos. Ar trebui să vadă foarte bine. Și în episodul de astăzi vreau să facem ceva nou, ceva ce mi-ați cerut pe canal, și anume să vă arăt cum s-a construit tractorașul. Și aș vrea să chiar să mai facem încă unul. Așa că asta va fi prima parte din videoclipul, de fapt din seria nouă cu cum voi construi un nou tractoraș. Nu va fi la fel ca cel de pe care l-ați văzut pe canal în videoclipurile trecute, dar cu ocazia asta vreau să învăț din greșeli, să fac unul chiar și mai bun. Așa că ne ținem așa la drum, ușor, ușor. Mai avem de mers, cred că 100 de kilometri până unde trebuie să mergem. Vrem să mergem să luăm un motocultor și o să vă pun și unde asta să vă dați cu părerea. Adică o să vreau să scrieți acolo jos în comentarii dacă să fac tractorașul. Mă gândesc ori să pun grupul ăsta de la motocultor, să-l pun pe spate, să aibă tracțiune spate și pe față, să pun direcția normală ca la tractoraș, sau să pun ăsta de la motocultor pe față și pe partea din spate să pun încă două roți și un volan, astfel încât să-l fac articulat, cum sunt buldozerele și astea. Nu știu dacă înțelegeți exact ce vreau să spun, cred că înțelegeți. Dacă nu, o să vă las câteva imagini aici să înțelegem despre ce e vorba. Nu mai rețin, poate mai fac 2-3 cadre pe drum. Sigur o să filmez când ajung acolo. Și, na, să o ținem la drum. Am lovit fluturașul. Ne apropiem de destinație. Ignorați voi muzica asta, sper că o ignorați și YouTube-ul. Ne aflăm în Bujorenii. Ia uite, cred că îmi iau tractor de la astea, nu mai îmi iau motocultor. Dar n-are murcă să-l pun. Lego șufă de mașină și îl trage mașinuța. Ah, e o căldură afară. Căldură de tot, uitați-vă și voi. 31 de grade. Și acum văd de ce merg cu A5. Ah. Ne vedem la destinație. Mai avem, cred că 50 de kilometri. Am ajuns la destinație. Trebuie să sunăm omul și cred că mai aici focalizează, nu pe ăla. Aia, deci nu-mi focalizează pe ăsta, nu se focalizeze departe. Băi! Așa, cred că se vede pe acolo un motocultor pe mine. Dar nu-mi dau seama. E un tractor, nu știu ce e acolo. Hai să vedem ce am luat și ne filmăm pe aici pe mașină. Super de treabă, domnul, dacă l-am luat. Și am arătat și pe videoclipul și o să uite și el la ce facem noi aici, ce nebunie facem. Și uitați cum l-am împachetat aici în portbagaj. Am băgat tot ce trebuie, mai am și o curea de rezervă, cuțite. Cred că o să facem și tractorașul, poate pe mai articulat. Da. Hai să-l închidem. Lăsăm mașina, să plecăm la drum și ne întoarcem acasă, unde o să vă arăt exact cum arată asamblat și făcut țiplă, țiplă, țiplă. Deci am ajuns acasă, l-am băgat în garaj și ca să nu fie videoclipul ăsta așa de scurt, m-am gândit să ne apucăm să și lucrăm un pic la el. Cum să treaba, până la urmă îl fac articulat. Voi folosi capătul ăsta de bară cumva aici sus. Și de asemenea voi folosi și balama asta de aici, care deja e existentă, pentru a-i face articulația de la jumate. Acum trebuie să mă gândesc dacă capătul ăsta de bară îl voi monta așa și cu piesa cealaltă pe piesa care se va prinde aici pe cadrul celălalt, sau dacă o voi monta așa. Urmând să asamblez capul de bară cu ăsta aici. Da, cred că voi monta așa. O altă problemă e că astea două nu sunt în linie
și s-ar putea să am ceva probleme aici, dar încercăm să le rezolvăm noi cumva. Și cred că avem aici candidatul ideal pentru a fi motorizat. Oricât de mult mi-ar plăcut mie să pun asta în spate, gen să înlocuiesc puntea asta în spate cu puntea aia, tractorașului, cu totul, scaunul să rămână aici, volanul cu direcția exact așa cum este. Nu voi face asta din mai multe motive. Dacă montez motorul ăsta acolo în spate, mai foarte greu să accesez schimbătorul de la cutia de viteze. Și în fine, ar fi mai multe probleme, dar ideea cealaltă ar fi ca, exact cum am spus și eu, tractorașul să înlocuiască partea din față a acestui cart și cumva de aici, de la jumate, tot cartul să se îndoaie, să fie un fel de tractoraș articulat. Volanul îl voi muta, va fi cam pe aici și din așa va fi mai așa. Da, scaunul pe care va trebui un pic înalțat. Frâna o păstrez, că e destul de bună. Ce să mai zic, chestie care mă deranjează un pic e că roții de-astea parcă sunt mai mari decât alea. Dar hai să le măsurăm, să fim siguri. Nu văd mai ure. Și astea au 40 și ceva de centimetri, 45. Și astea au, da, 38. Da, deci sunt ceva mai mari. Cred că am un set de roți dintre astea mai mici. Aș putea să le folosesc pe alea. Da, îmi plac destul de mult și astea. Încă o chestie, că aici avem două setări de lățime și eu sunt pe asta mai strânsă, cu ecartament mai mic, așa că pot să le mai lățesc un pic, pentru că lățimea acestuia între roți este un pic mai mică în momentul de față cu ele strânse decât asta de aici. Deci, cred că cu puțin noroc voi ajunge să am același ecartament și pe față și pe spate. Da, ca să nu vă mai zăpăcesc, aș vrea să ne apucăm de treabă, să vedem ce facem, dacă îl stricăm sau dacă îl facem ca lume. Înainte să ne apucăm ca lume de treabă, vreau să separăm cartul ăsta, să-l facem în două bucăți. O să scoatem șuruburile astea de aici. Adevărat că nu știu ce mai ține, că e desfăcut. Bine? Că mai are ceva pe aici. Ce să mai aibă, că nu pare să mai aibă nimic. Cum s-o trage afară? Acum sunt sigur că nu-l mai asamblez. Deja începem să ne cam dăm seama cum arată și mie îmi place cum arată. E la spatele un pic mai lat decât fața. Asta nu prea îmi place. Dar dacă te uiți în fața, nu se mai observă.
Am bătat să observ. În fine, doar cum v-am să merge lățit. Merge lățită fața și cred că merge și din roți. Și dacă mă enervez, îi pun roți de mașină pe față și lățește și mai mult. Astfel încât să-l fac destul de lat cât e pe spate. Dar e bine și așa oricum, pentru că... Dar nu e o chestie care nu-mi place. Cred că o să-l articulez mai din spate, nu de aici. Să fac asta mai scurt. Dar după să am destul loc să stau în el. Nu știu, vedem parcurs. Am găsit aici piesa perfectă pentru a face articulația de acolo. Are un pic de joc, dar asta e reglabil, se poate rezolva ușor. Și... Cu asta o să venim aici cumva. Cred că o să sudez asta aici. Și deja vă dați și voi seama cum arată. Și astea două piese se vor prinde de aici și de... În fine, de aici trebuie să prindă. Da. Ciudat un pic. Acum că am deconectat motocultorul, înțelegeți mai bine cum o să vină treaba asta prinsă aici. O să vină aici sudată, așa, și asta așa, și asta de jos o să fie sudat de bara asta a cartului de aici de sus, din spatele șurubului, încolo, și cred că partea asta o să o lăsăm pentru episodul următor. Dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, nu uitați să lăsați un like acolo jos, să lăsați un comentariu, să-mi spuneți dacă v-a plăcut ce am încercat să fac cu chestia asta cu tractorul articulat și până data viitoare aveți grijă de voi. Pa!